Casa de lângă Sinagoga Mediaș va fi sâmbătă, începând cu ora 10, gazda primului târg de semințe, organizat de grupul Semințe cu Suflet, ce își propune promovarea și păstrarea fondului genetic al României. Specialiștii ce vor fi prezenți la evenimentul din strada Mihail Cogălnicianu, numărul 43, vor oferi gratuit celor prezenți informații utile pentru agricultura tradițională, soiuri românești, semințe, bulbi și tuberculi de legume sau flori. Totodată se vor dona semințe sau se va putea face schimb de semințe și alt material vegetal. La prima ediție a târgului de semințe din Mediaș vor fi prezenți membrii ai grupului din mai multe zone ale țării. Sâmbătă, începând cu ora 10, organizăm un târg de semințe împreună cu grupul Semințe cu Suflet, cu colegul nostru Ovidiu Morariu, la fel sprijiniți de primăria Mediaș. Deci ideea acestui târg și chiar țin să menționez că cei care vin la târg trebuie să țină cont de cam, ăsta ar fi următorul slogan: dacă primiți, înmulțiți, dăruiți. Deci aici se vor da semințe gratuit, astea se fac cadou de un grup de oameni care depun foarte multă muncă să adune, să conserve și să țină mai ales soiurile românești, dar avem și soiuri străine, pentru că grupul Semințe cu Suflet colaborează și cu producători de semințe tradiționale din alte țări, chiar din țările vecine nouă, și dacă vin să primească, la rândul lor ar fi indicat să înmulțească și să dăruiască și ei mai departe. Da. Participa de la Buzău, de la București, de la Satu Mare, de la Călăraș, Brașov, Ploiești, inclusiv un grup amic nou, grupul Eco Ruralis. Deci vor fi niște oameni deosebiți care își dedică foarte mult timp aceste activități de culegere, înmulțire și dăruire de semințe și plante.